Șoferii ar putea să rămână fără mașini dacă sunt prinși că circulă cu autoturisme ale căror taloane sunt reținute. Este cel mai nou proiect depus în Parlament. Vedem explicațiile inițiatorului. Există un număr foarte mare de conducători auto care nu sunt conștienți de faptul că au în mână, la un moment dat, o armă în condițiile în care depășesc viteza legală admisă, iar când discutăm despre o viteză de peste 100 de km la oră față de normele în vigoare, putem vorbi chiar despre o armă. Inițiativa este depusă la Senat, va urma parcursul legislativ și vom, când va ajunge la Camera Deputaților și va avea votul final, eu sper că în parteneriat, în discuții cu colegii care sunt parlamentari, vom găsi formula cea mai adecvată pentru a avea modificarea finală. Am avut discuții cu colegii de la acelea partide parlamentare și vă spun ceea ce am susținut de la începutul mandatului, viața are prioritate și nu trebuie să țină cont de un partid sau altul.